Ziua armatei marcată pe 25 octombrie era un eveniment așteptat de toți mușcelenii. Militarii garnizoanei Câmpul Lung împreună cu primăria municipiului erau cei care organizau manifestările. Anul acesta, Consiliul Județean, prin președintele Dan Manu, a furat sărbătoarea mușcelenilor, evenimentul fiind organizat de instituția pe care o conduce. Inclusiv militarii care au defilat au fost aduși de la Pitești și Curtea de Argeș. Vânătorii de munte mușceleni s-au regăsit doar pe post de santinele pe scările edificiului. Evenimentul a debutat cu deja obișnuita flacăra centenarului, care a fost aprinsă și la mausoleul Mateiaș. Au urmat alocuțiunile celor prezenți, organizatori sau invitați. Suntem aici spre a omagia pe eroii de la Mateiaș, ca și pe toți soldații argeșeni și mușceleni de ziua armatei române, să le aducem flacăra neuitării, flacăra centenarului. Ne raportăm la ziua armatei române, sărbătorită astăzi în anul centenarului. Iată, la 1829, în urma unui tratat de la Adrianopol, se prevedea înființarea armatei române, a miliției naționale, primele trupe regulare pe pământ românesc. Acestea vor fi reformate și vor fi dezvoltate pe parcursul anilor, ajungând la 1834 să se adopte drapelul național în culorile albastru, galben și roșu, să-și aducă aportul la Revoluția de la 1848, iar apoi, în urma dublei alegeri al lui Alexandru Ioan Cuza, în 1859, să se înființeze statul major general al Armatei Române. Este o ocazie deosebită astăzi pentru noi, toți mușcelenii, nu doar pentru că sărbătorim Ziua Armatei, dar și că primim în calitate de gazdă flacăra centenarului, una dintre cele mai solicitate inițiative de centenar pe care România le-a propus în acest an. Ne aflăm astăzi de aici, în locul unde găsim, să-și găsesc o dignă de vești 500 de fii și fiice ale mușcelului. Să ne arătăm respectul, dragostea, loialitatea față de sacrificiul neprecufețit. Ziua Armatei Române, ocazie cu care numele Consiliului Județean Argeș, vă rog să-mi permite să vă adresez dumneavoastră soldaților, slujitorilor Armatei Române, un călduros, la mulți ani, prosperitate, multă sănătate, atât dumneavoastră, cât și familiilor dumneavoastră. Câțiva dintre invitați au fost recompensați cu medalii, printre aceștia numărându-se și primarul Liviu Țăroiu. Pentru că suntem într-un loc atât de încărcat de istorie, trebuie să dăm și să recunoaștem mușelenii și numele lor. Vă rog să-mi permiteți să-i mânez aceeași diplomă, aceeași medalie, același respect domnului primar al Câmpului Mușelului, Liviu Țăroiu. Ca să iasă din tipare, decizia organizatorilor de la Consiliul Județean a fost aceea de a lega cu sârmă coroanele de flori pe gardul din fața monumentului, ceea ce a condus la imposibilitatea aplicării protocolului militar impus de astfel de evenimente. La final, monumentul închinat soldaților căzuți pe fronturile de luptă arăta ca și cum nimeni nu ar fi trecut pe acolo. Doar câțiva copii au pus câteva fire de flori. Evenimentul s-a încheiat cu o scurtă defilare a cadrelor militare prezente.